Dragi prieteni, pe 9 mai vom fi cu toții în stradă pentru a protesta împotriva defrișărilor masive din țara noastră. Vom ieși cu toții în stradă pentru a ne apăra dreptul la viață. Pădurea înseamnă viață. Pădurea înseamnă aer. Indiferent de culoarea politică pe care o aveți, de nivelul profesional, indiferent de vârsta dumneavoastră, veniți cu toții. Vă invit cu toții în stradă. Vă invit să fim cu toții alături pentru a ne apăra dreptul la viață, pentru a ne apăra dreptul la bunurile noastre. România se sufocă. Nu ne este destul doar un share, un like. Veniți, fiți prezenți în stradă, indiferent de orașul, comuna, satul în care vă aflați, indiferent de locul unde vă aflați, aerul este la fel pentru toți. Vă invit pe toți pe 9 mai. 9 mai este ziua în care România spune stop, în care România nu mai vrea să se sufoce, în care românii vor să respire un aer curat. Apărați-vă dreptul la viață. Pe 9 mai vom fi cu toți în stradă. Și nu uitați, aerul nu are o culoare politică. Indiferent de culoarea dumneavoastră politică, repet, indiferent de culoarea politică, să fiți în stradă. Avem nevoie de toți. România are nevoie de dumneavoastră. Vă așteptăm!